Bună ziua, dragii mei! Sper că în număr cât mai mare o să vă alăturați emisiunii noastre Viața în Culori, pentru că eu mă străduiesc și colegii mei deopotrivă să aducem în fața dumneavoastră oameni cât mai frumoși, oameni de la care avem ce să învățăm, oameni care ne inspiră și pe noi în activitățile noastre de zi cu zi. Eu cred cu tărie că fiecare om este foarte frumos și că avem partea aceea bună pe care o putem împărtăși celor din jurul nostru. Dacă aș putea, sincer, v-aș aduce pe toți aici să vă cunoaștem și să luăm contact cu fiecare dintre dumneavoastră. Așa că, dacă o să doriți vreodată să veniți la Viața în Culori, vă așteptăm cu brațele deschise. În această zi, alături de mine, am un om frumos și la chip, dar și la suflet. Este vorba despre Mădălina Cobzaru. Bună ziua, Mădălina! Bună, Monica! Bine ne-am regăsit în formula aceasta. Bine v-am regăsit și eu. Noroc de Facebook-ul acesta, care ne ajută foarte mult să luăm contact cu oamenii pe care nu-i cunoaștem, dar care, prin intermediul acestei forme de socializare, putem să luăm contact cu gândurile lor, cu emoțiile lor, cu activitatea lor. Și eu așa recunosc, Mădălina, te-am cunoscut pe tine și m-a inspirat să te invit aici la emisiunea noastră Viața în Culori. Tu ești psiholog la bază, dar ai un contact foarte apropiat cu tot ce înseamnă creația. Așa este, da. Da? De când ai început să cochetezi cu asta? Să scrii, pentru că tu scrii foarte frumos. Mulțumesc. Și scrii din suflet și probabil din experiența de zi cu zi, și de ceva timp te-ai apucat și să creezi hăinuțe. Așa este, într-adevăr. Cred că prima oară când am luat contact cu lumea asta a modei a fost în adolescență, când practic a început să-mi pese de felul în care arăt, pentru că atunci când eram copil nu cred că îmi păsa mai mult decât să mă întâlnesc cu prietenii mei, să ne jucăm și să ne distrăm împreună. Și în momentul în care am ajuns în adolescență și s-au produs acele schimbări firești, atunci am început să mă preocup de modă, de felul în care arăt, de imaginea mea, de felul în care mă îmbrac și de felul în care mă prezint lumii. Și ce te-a determinat să iei cumva frâiele în mâini și să te decizi să te dedici și acestei activități? Nu puteai să alegi ceva din magazin? Bineînțeles că acum magazinele ne oferă o paletă atât de largă de opțiuni încât ar fi oarecum absurd să spunem că nu găsim ceva care să ne placă exact. Doar că în capul meu se desfășurau tot felul de scenarii, aveam tot felul de idei, mă gândeam la tot felul de combinații între hainele pe care le vedeam și exact așa cum mi le imaginam eu, nu le găseam. Și atunci m-am gândit că ar fi o idee bună să încep să mi le fac eu. În ultima vreme m-am concentrat foarte mult pe partea aceasta tradițională, pe etno. Cum putem observa și astăzi, exact, da. Iată că amândouă suntem cumva, avem un astfel de aer, da, tradițional, pentru că tradiția nu se demodează niciodată și cred că nu dai greș dacă alegi un astfel de stil, nu, Mădălina? Cu siguranță și nu doar că nu se demodează niciodată, doar că cred, sunt ferm convinsă că aceste piese își cresc valoarea în timp. Sunt niște reale investiții și le vei avea acolo, te vei uita la ele și nu le vei putea privi niciodată ca fiind, știu eu, o piesă dintr-o colecție trecută sau o haină care ți-a plăcut foarte mult la un moment dat și în foarte scurt timp a devenit din colecția de anul trecut sau o vezi la soldări și deja nu-ți mai provoacă aceeași plăcere. Hainele acestea au o amprentă unică, au patina timpului și niciodată nu se vor demoda. Iată că ele dăinuie peste timp și le putem purta oricând, indiferent de anul în care suntem, sau le putem lăsa moștenire copiilor noștri. Exact, și mă bucur foarte mult să văd în jur că există un interes tot mai mare, o paletă foarte largă de oameni de toate vârstele a devenit interesată de latura aceasta etno și de hainele acestea care spun ceva, care transmit ceva și care nu sunt efemere deloc. Așa este. Și chiar atunci când le porți, îți transmite o anumită stare, nu? Da. Te fac să te simți într-un anumit mod. Mie îmi place să spun despre ele că sunt haine care spun o poveste, care au ceva în spate. Atât hainele etno, cât și
piesele vintage, știu eu, bijuteriile, poșetuțele vintage. Când mă uit la ele și le scormonesc pe la târguri de vechituri, prin second hand-uri, pe unde le găsesc eu, prin sate, pe la oameni, mă uit la ele și îmi spun ceva. Au fost a cuiva, cineva a pus mâna pe ele, cineva le-a făcut manual. Parcă grăiesc, nu? Exact, da. Și îmi place să croiesc tot felul de povești în jurul lor, să-mi imaginez, știu eu, o domniță care a purtat un anumit accesoriu sau o eșarfă sau o geantă sau o anumită haină la un moment dat. Cât de importantă este modelina, felul în care ne îmbrăcăm și cum ajungem să ne găsim cumva stilul vestimentar, să simțim că ne reprezintă într-adevăr ca și personalitate? Fără să par superficială, cred că răspunsul cel mai sincer ar fi că este foarte important felul în care ne îmbrăcăm, pentru că este cartea noastră de vizită și este felul în care noi ne arătăm lumii. Înainte ca omul să vadă că ai un suflet frumos, că ai o minte sclipitoare, că ai anumite pasiuni foarte interesante, vede cum arăți, felul în care te prezinți. Și când spun că trebuie să arăți bine sau să te îmbraci bine, nu mă refer neapărat la faptul că ar trebui să fii îmbrăcat în ultimele tendințe sau să fii îmbrăcat, știu eu, de la firme cunoscute sau să cheltui foarte, foarte mulți bani doar ca să arăți bine tot timpul. Mă refer la acel ceva, acel gram de atenție în plus pe care îl acorzi când ieși din casă, pe care ți-l acorzi. Și e foarte, foarte important. La o ținută îngrijită, o ținută care spune ceva despre tine. Exact, da. Spune povestea ta. Exact. Trebuie, de-aia, ajungând la stil acum, trebuie tot timpul să îți cauți hainele și accesoriile și ținutele în care să te simți bine, în primul rând, și în care să te regăsești. Pentru că vedem și noi că sunt tot felul de trenduri, moda se schimbă într-un mod galopant, și nu te regăsești în toate, nu toate sunt pentru tine. E important să le selectezi pe cele în care te regăsești. Chiar dacă poate rochia mea de astăzi nu este în, știu, tendințele de primăvară-vară 2016, dar este ceva ce mie îmi vine bine și îmi place și mă simt bine, mă simt eu mie. Dacă facem un mic experiment și o să mergem pe stradă, o să privim oamenii, modul în care sunt îmbrăcați ei ne spun foarte multe despre statutul lor, despre personalitatea lor, dacă sunt mai conservatori sau dacă dimpotrivă sunt mai îndrăsneți. Absolut. Mi-aduc aminte că atunci când eram mai micuță și locuiam la un bloc pe o stradă destul de circulată, îmi plăcea foarte mult să-mi petrec timpul la balcon privind pe stradă oamenii. Și mă uitam la oamenii care treceau și încercam să-mi imaginez. Uite, doamna asta cred că vine de la serviciu, este cam supărată, este îmbrăcată cam neîngrijit sau sport. Și îmi imaginam povestea din spate. Vedeam o altă domnișoară cochetă, cu tocuri, îmbrăcată frumos, zâmbitoare. Mă gândeam, uite, poate merge la o întâlnire sau poate... Dintotdeauna m-a fascinat lucrul ăsta și dintotdeauna am văzut hainele ca parte integrantă a personalității unui om. Tu subliniai un aspect foarte important, că nu ai nevoie de foarte mulți bani ca să te îmbraci bine și să ai un aspect îngrijit, plăcut și să te simți bine cu ceea ce porți și cu ceea ce ești. Absolut. Mi se pare o greșeală foarte mare din partea multor oameni, pe care am făcut-o și eu la un moment dat, mă declar vinovată, să încerci să ții mereu pasul cu ultimele tendințe, să încerci mereu să cumperi tot ce, știu eu, marile apare magazine. Nou pe exact. Piață, nu? Cred că devine la un moment dat și foarte frustrant, pentru că nu o să-ți permiți, este și foarte costisitor și până la urmă te cuprinde așa panica și agitația că nu o să reușești să ai tot ceea ce îți dorești. Da, exact. În primul rând asta, că nu este foarte greu să ții pasul din punct de vedere financiar cu toate trendurile care se schimbă cu viteza luminii și în al doilea rând riști să cumperi haine care nu au valoare. Riști să cumperi niște lucruri pe care marile magazine ți le bagă în față cu sclipici și cu noua colecție și așa și de fapt le vei vedea peste câteva luni la soldări, le vei vedea peste câteva luni ca având eticheta demodat și vei vedea în vitrine alte lucruri sclipitoare și tot așa. Și este o cursă fără sfârșit. Niciodată nu se va termina asta pentru că scopul lor este să vândă și să te facă pe tine să cumperi. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toată povestea asta și să-ți faci o garderobă care să te reprezinte și care să fie capsulă. Îmi place foarte mult că am observat în ultima vreme că lumea se concentrează din ce în ce mai tare pe ideea aceasta de garderobă capsulă. Ce înseamnă asta?
Înseamnă o garderobă care să nu conțină foarte multe piese, dar toate piesele să îți placă foarte mult. Ne trezim de multe ori în fața unui dulap burdușit. De cele mai multe ori. Exact. Și cu ideea, vai, nu am nimic cu ce să mă îmbrac. Mm-hmm. Și lucrul ăsta este unul normal, pentru că avem tendința de a acumula foarte, foarte multe lucruri, tocmai cumpărând tot ce ni se dă și fără să raționalizăm puțin. Și ne trezim în dimineți că ne uităm și, vai, chiar nu am cu ce să combin lucrurile. Sau ori garderoba capsulă este compusă din lucruri clasice care să te reprezinte și care să meargă între ele în foarte multe combinații, mm-hmm. care să te salveze în orice situație. Sfatul tău este că atunci când mergem la cumpărături să ne gândim, ok, achiziționez piesa respectivă, dar cu ce anume din garderoba mea ar putea să meargă, nu? Cum o pot eu asocia? Exact. Există și o regulă care spune că ar trebui să faci în mintea ta cel puțin 3 combinații cu lucrurile pe care deja le ai și nici de cum cu lucrurile pe care urmează să le cumperi, pentru că așa iarăși intrăm în aceeași cursă. Te gândești, bun, îmi place piesa asta, cu ce alte 3 lucruri minim o pot asorta din garderoba mea? Dacă găsești, atunci o poți cumpăra pentru că merită. Sau te poți gândi, oare de câte ori o voi purta? Și poți calcula financiar, așa vorbind, dacă o pot purta de atâtea ori, cât va costa pe purtare? Și atunci îți dai seama dacă merită sau nu. Sunt piese extrem de scumpe, extravagante, care poate ne plac, ne iau ochii, e ceva normal, dar pe care poate le vei purta o singură dată sau poate niciodată. Le vei ține în dulap și te vei uita la ele. Mm-hmm. Și acelea nu prea merită. Nu prea merită. Tu în ce investești, Madalina, tu personal? Investesc foarte mult în piese clasice, mă uit la materiale, mă uit la croieli, îmi aleg piese destul de simple, pentru că știu că acestea au cea mai mare durabilitate în timp și le pot purta în cele mai multe combinații. Și investesc în accesorii, în, nu știu, bijuterii, eșarfe de calitate, pentru că astea la fel au durabilitate mai mare decât hainele. Și te scot cumva din anonimat, adică exact. Deși ai aceeași o rochițică neagră, nu poți să o accesorizezi diferit, în funcție de, eu știu, evenimentul la care mergi. În funcție de momentul zilei. De momentul zilei, exact, da. Și poate să pară diferită în funcție de lucrurile pe care le pui pe lângă ea. Iată, cum de altfel te-ai prezentat tu la această emisiune, da? E șarfa care, într-adevăr, îți ia ochii, da? Da. Și o broșă atașată și putem să ne simțim foarte bine în ținuta pe care o avem. Tu ești mai feminină în modul în care te îmbraci, dar sunt și foarte multe fete și doamne care se îmbracă sport. Nu e nimic rău în asta. Nu, ce le sfătuiești? Eu cred cu tărie că feminitatea în sine este o stare pe care o transmiți. Nu stă în tocurile pe care le porți sau, știu eu, într-o coafiură sofisticată sau într-o poșetă de firmă. Uh-huh. Feminitatea este o stare pe care poți să nu o transmiți cu o ținută extrem de, știu eu, nu știu, bine incomodă, pusă la da, punct, și foarte, da. Foarte calculată și poți să o transmiți foarte bine cu un tricou alb, cu niște blugi și cu o pereche de tenis foarte comoz. Uh-huh. Este o stare, feminitatea. Și poți să fii foarte feminină îmbrăcată sport și poți să dai greș cu brio, îmbrăcată foarte calculat și foarte forțat, poate, pe alocuri. De altfel, am văzut că anul acesta se poartă stilul acesta mai lejer, mai casual. Da? Da. Poate învățăm și noi un pic să fim mai puțin scrobiți și mai degajați cumva și ca stare, dar și ca mod de a ne îmbrăca. Cred că și trendurile acestea încep să se adapteze la femeia de zi cu zi. Uh-huh. Pentru că, uite, femeia nu mai este acum, știu eu, doamna aceea care mergea la brațul soțului la evenimente și mereu era ca scoasă din cutie. Femeia este cea care aleargă și la cumpărături și după copii la grădiniță și la serviciu și are poate 2-3 joburi și trebuie să și conducă. O să zic că mă regăsesc în exact. Descrierea ta. Uh-huh. Și atunci trebuie să ne adaptăm. Și la fel și moda și stilul și tot trebuie să se plieze pe activitățile noastre zilnice. Poți să faci toate astea și pe tocuri de 15, dar e mult mai incomod și e poate chiar și deplasat pe dealoguri. Uneori, da, ți se poate părea deplasat să mergi, de exemplu, în parc, să-ți plimbi copilul și să fii pe niște tocuri de 10 cm, nu? Și pun pariu că nu te simți asta. Bine. Categoric și nici copilul și lumea se uită, te privește cumva ciudat că toți sunt sport.
poartă pe acolo. Exact. Sau să urci pe muntă de asemenea, cu tocuri. Da. Da? Eu am văzut și pe internet tot felul de imagini din acestea foarte amuzante. Am văzut pe viu. A, da. Am avut norocul să văd doar pe internet până acum. La mare sau la fel la munte, în situații în care, nu știu, contextul cere o ținută lejeră. Nu poți merge în rochie de seară și cu tocuri. Iată că trebuie să ne... Nu că trebuie, dar ar fi frumos și ar fi bine să ne adaptăm și contextului. Da, cu nu? Siguranță. Într-un fel mergem, nu știu, la serviciul nostru dacă lucrăm într-o bancă, altfel mergem la o serată sau la plimbare în parc cu copiii, la un grătar cu prietenii. Exact. Viața noastră în contextul actual este foarte complexă. Uh-huh. Este compusă din multe piese. Și atunci trebuie ca pentru fiecare situație cu care te confrunți să știi cum să te îmbraci și cum să te adaptezi ca să nu faci notă discordantă cu ceilalți și cu contextul în sine până la urmă. Uh-huh. Totul ține de adaptare. Exact. Uh-huh. Da. Tu când ai reușit să-ți definitivezi acest stil? Pentru că a fost o căutare, așa cum există în orice domeniu al vieții noastre, până să reușim să găsim acea cale care să ne reprezinte. A fost o căutare lungă, să zic așa, și a fost pe bază de încercare și eroare. Cred că am încercat cam tot. Am încercat să cumpăr ultimele colecții, am încercat să copii anumite persoane pe care le admiram, până să-mi dau seama că nu reușeam, ceva nu funcționa. Și atunci am stat și m-am gândit în care dintre ținutele pe care le-am tot experimentat de-a lungul timpului m-am simțit cel mai bine. Și mi-am dat seama, nu știu dacă încă mi-am găsit stilul, să zic 100%, că cred că încă e în construcție, ca să zic așa. Și poți să mai diversifici, să mai experimentezi. Cu siguranță și mai cred că e foarte posibil să mai sufere modificări în timp. Dar cu siguranță sunt mult mai așezată acum decât eram acum câțiva ani. Regula mea de bază atunci când nu sunt foarte sigură pe o ținută este mai puțin înseamnă mai mult, cum am tradus din engleză. Întotdeauna când nu ești sigur de o anumită ținută, mergi pe stilul clasic, mergi pe ce e mai simplu, pentru că n-ai cum să dai greș cu simplitatea. Pe când dacă s-ar putea să te împopoțonezi cât mai tare, atunci ai putea să faci o ținută chicioasă din dorința de a ieși în evidență. Cu simplitatea nu dai greș niciodată. Cam de la ce vârstă intervine cumva nevoia aceasta de a te simți bine în corpul tău și ești preocupată cumva de cum arăți, de cum te văd ceilalți? Cred că din adolescență și eu personal am resimțit-o cel mai tare atunci când am intrat la liceu. În clasa 9, câți ani ai? 14-15 ani, așa. Cam așa. Pentru că atunci când intri la liceu, ești în același loc cu fetele care sunt în clasa 12, care deja au 18 ani, deja sunt domnișoare în toată regula, tu ești între copil și domnișoare și cred că atunci începe să ți se contureze nevoia asta să arăți bine, să, nu știu, să ieși în evidență, să ai și tu un anumit stil, să-ți construiești o anumită imagine. La cine pot ei să apeleze? Pentru că nu toți își permit să ceară sfatul unui specialist. Ce ar putea să facă? Să experimenteze, ai subliniat acest lucru. Acum mi se pare foarte ușor pentru tinerii din ziua de astăzi. Au la îndemână foarte multe instrumente pe care eu când am fost de vârsta lor nu le-am avut. Este internetul, care este plin de bloguri de modă pe care sunt prezentate tendințele, exemple de ținute, tot felul de emisiuni de profil, sunt reviste, sunt foarte multe. Deci informația ar trebui să fie, arma lor de bază în toată lupta asta. Cu informație, să caute în toate locurile. Eu, de exemplu, când nu aveam internet sau nu aveam atât de multe reviste, mă uitam pe stradă. Mă uitam la fetele mai mari. Fetele mai mari erau inspirația supremă în vremea aceea. Categoric. Și mă inspiram de la ele, din ce vedeam, pentru că asta era posibilitatea mea atunci. Ori acum, orizonturile sunt mult mai largi. Și se și vede, pentru că dacă te uiți la adolescenții din ziua de azi, sunt extrem de mulți foarte bine îmbrăcați, cu ținute calculate, puse la punct. Adică se vede preocuparea asta și informarea. E normală până la urmă, e firească, absolut, nu, Madalina? Da. Și e foarte bine că se întâmplă așa. Și e foarte bine că se întâmplă de la o vârstă cât mai mică. Pentru că odată ce începe mai repede căutarea asta, o să-ți găsești stilul mai repede, nu o să mai experimentezi, nu o să mai dai atât de multe kicks-uri, cum am dat eu, de exemplu, nu o să mai cheltuiești atât de mulți bani pe lucruri inutile sau de proastă calitate.
te ajută, ajută foarte mult. Nu e nimic greșit să punem preț pe modul în care ne îmbrăcăm. Nu, nu, cu siguranță nu e nimic greșit. Doar că nu trebuie să cădem în extrema cealaltă și nu trebuie să ne identificăm prin hainele sau prin lucrurile pe care le avem. Una este să-ți dorești să arăți bine, dar trebuie să te gândești în permanență că o ținută impecabilă poate fi oricând stricată de un caracter urât, de o lipsă de cultură, de un gest nepotrivit, da, de un limbaj vulgar. Trebuie să ai grijă să integrezi ținuta ta bine aleasă într-un context în care, în tot ansamblul ăsta, tu ești un ansamblu, nu ești numai hainele tale, nu ești ținuta ta, iar dacă ai o ținută potrivită și te pricepi foarte bine în domeniul ăsta, nu înseamnă că ai reușit și asta e tot. Îți asigură succesul. Exact, da. Sunt foarte mulți oameni care poate nu pun atât de mult preț pe felul în care arată și care până la urmă reușesc să se facă plăcuți prin felul în care sunt ei, prin pasiunile lor, prin inteligența lor și la fel, de partea cealaltă, sunt oameni care arată impecabil și pe care n-ai vrea să-i mai vezi a doua oară, chiar dacă arată ei foarte bine și... Categoric, vezi o haină care nu ți transmite absolut nimic. Sau poate chiar te deranjează prin anumite gesturi sau prin anumite comportamente. Și sunt oameni foarte frumoși care reușesc și au găsit cumva stilul care îi reprezintă și ți o transmită foarte multă de la prima vedere. Da. Nu? Prin ținuta și prin demnitatea cu care poartă ținuta respectivă. Da, 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 clar. Atunci când ești îmbrăcat într-un fel care ți se potrivește și în care te simți bine, energia pe care o transmiți în jurul tău este una extrem de bună. Iar oamenii simt asta și reușești să te faci plăcut și prin asta. Dar, mă repet, nu doar prin asta. Trebuie să mai fie și altele pe lângă. Când privești o persoană, poți să-ți dai seama cât de activ este, cât de energic, cât de romantic e sau, din potrivă, e stilul acesta mai practic, dacă e mamă sau nu și așa mai departe. Deci spune atât de multe hainele și modul în care le purtăm despre noi, încât e bine să fim atenți la acest aspect. Cu siguranță, da. Este foarte, foarte important. Pentru că este, practic, felul în care tu te arăți lumii pentru prima oară. Cum am mai zis și la început, da, poți fi foarte inteligent, poți avea niște pasiuni foarte frumoase, poți avea un caracter extrem de plăcut. Doar că felul în care arăți spune lumii multe despre tine așa la prima vedere și apoi, după aia, îți vor acorda și șansa să te cunoască și pot avea surprize plăcute sau mai puțin plăcute. Ce ne pregătești din punctul acesta de vedere? Nu știu, ce proiecte ai tu, Modelina, personal? Acum mă concentrez foarte mult pe un proiect care vrea să îmbine cumva stilul acesta modern al hainelor cu aplicații etno, cu lucruri care au o patina timpului. Și încerc cumva, lucrurile acestea care îmi plac mie, etno, vintage, sunt foarte frumoase, dar sunt destul de dificil de purtat, pentru că trebuie să le asortez într-o ținută simplă, într-un context destul de simplu în rest, pentru că ele în sine reprezintă o piesă, o bijuterie de piesă, cum ar veni. Și nu ai cum să compui o ținută, știu eu, formată doar din piese vintage sau doar din piese cu aplicații etno. Ar fi prea mult. Da, ar fi mult prea mult, ar fi prea încărcat și nu ai mai reușit să le pui în valoare. Trebuie să iei piesa aceea vintage sau etno să fie piesa centrală și în rest să mergi pe ceva foarte clasic în rest. Unde găsești aceste piese? De unde le iei? De aici. De acolo. Da. Eu le gândesc, eu le fac, mă inspir din natură, din folclor, mă uit la filme vechi, îmi place foarte mult să merg prin sate, îmi place foarte mult să merg pe la pensiuni rustice, la muzeul satului. Acolo îmi găsesc inspirația. Mă uit la oameni pe stradă, sunt sate și mă bucur foarte mult că încă sunt sate în care pe stradă vei vedea oameni îmbrăcați în costume populare. Ce frumos! Da, e foarte frumos. Cred că mai ales în Bucovina, nu? Da, da, da. În zonele de munte, în special, s-au păstrat tradițiile astea, da. Și am văzut și copii pasionați cumva de domeniul acesta și de tradiții. Cumva ne întoarcem la vechile noastre obiceiuri și le preluăm și asta este foarte bine. Ne întoarcem la natură și ne întoarcem la tot ceea ce e frumos și ne definește până la urmă. Da, este practic istoria noastră, este baza de la care am plecat. Deci mi se pare important
să le prezentăm copiilor aspectele astea, să îi ducem să vadă spectacole de genul ăsta, să le arătăm costumele populare, să îi îmbrăcăm în costume populare câteodată, de ce nu? Trebuie să știe, pentru că e păcat să se piardă atâta frumusețe. Găsești printre prietenii tăi sau printre oamenii din jur, eu știu, aderă ei la ideile tale? Sunt fascinați de ceea ce faci? Am fost foarte plăcut surprinsă prima oară când am început să expun în online ideile mele legate de haine cu aplicații etno sau care să aducă ideea aceasta de etno. Am fost foarte plăcut surprinsă să văd că au existat multe fete care m-au întrebat de unde le am, cum le-am făcut, că vor și ele, dacă pot să le fac și lor. Nu m-am așteptat, sincer. M-am bucurat enorm de mult și sper că de acum trendul va fi unul ascendent și sper că din ce în ce mai multă lume se va pleca către asta. E un trend care te scoate cumva din obișnuit, din rutină, adică e altceva și n-ai cum să nu ieși în evidență. Da, exact. Trebuie să ai o anumită personalitate să poți purta astfel de hăinuțe? Da, cred că da. Cred că, în primul rând, trebuie să-ți placă, să te identifici oarecum cu partea aceasta tradițională. Mm-hmm. Nu toată lumea este încântată. Sunt oameni care privesc, nu știu, tradițiile noastre sau care privesc costumele populare și nu se trezește nimic în ei. Văd, efectiv, niște vechituri undeva. Mm-hmm. Trebuie să rezonezi cu ideea aceasta ca să le poți purta cu adevărat și să le pui în valoare cu adevărat și ele să te pună pe tine la rândul lor în valoare. Sunt aspecte pe care le putem învăța și le putem îmbunătăți pe parcurs, dar cu siguranță trebuie să recunoaștem cu toții, suntem preocupați de imaginea noastră, atât în exterior, dar mai ales pentru noi. Dacă tu te simți bine în pielea ta, asta se transmite cu siguranță și se vede în afară de către ceilalți. Da, dacă tu ai o stare bună cu tine, dacă ești în armonie cu tine și te simți bine în pielea ta, cu siguranță orice lucru pe care îl faci zilnic și orice situație cu care te confrunți va avea amprenta asta pozitivă și bună. Nu te vei mai enerva la fel de tare în trafic, nu te vei mai supăra când, nu știu, cineva nu va fi de acord cu tine la o idee sau tot felul de situații din acestea cu care ne confruntăm în fiecare zi. Dacă tu ești împăcat cu tine, ești bine, te simți bine cu tine, totul pleacă de la atitudinea asta bună, pozitivă. Și ar fi bine să învățăm să ne iubim propriul corp, să ne acceptăm așa cum suntem. Nu toate putem să avem 1,70 m, nu știu câte kilograme la 1,70 m, 50 de kilograme, 60, da? Nu putem, e clar că nu putem să fim la fel și nici nu ar fi frumos să se întâmple asta. Trebuie să ne iubim pe noi și să acceptăm că ăștia suntem. Nici nu văd de ce ne-am dorit să respectăm același tipar. De ce ne-am dorit să arătăm toate la fel? Sau mă uit acum la moda aceasta a operațiilor estetice pe care toată lumea și le face și care fac din trăsăturile tale proprii, te fac să arăți ca un tipar. Dacă ne uităm la toate fetele care au trecut prin aceeași serie de intervenții, toate încep să semene între ele. De nu are rost, de ce se face asta? Bine, acum să nu intrăm în discuția asta, pentru că există operații care trebuie făcute ca să corecteze un complex. Sunt nevoite, sigur că da, e nevoie de ele. Da, nu e nicio problemă cu astea, dar nu trebuie să ne uniformizăm. De ce? Când suntem unici, suntem atât de diferiți, de ce să ne uniformizăm să arătăm toți la fel? De ce toate fetele trebuie să aibă sânii mari? Adică unde mai e frumusețea, exact, nu? Și da. Diversitatea, pentru că iată, sunt persoane care caută un anumit gen de femeie sau invers. Exact. De ce toate trebuie să fim blonde sau roșcate pentru că așa se poartă sau se cere? Probabil în mintea fetelor care gândesc în felul acesta e ideea cum că acel unic tipar este cel plăcut de oameni, este cel acceptat. Este o idee foarte greșită. Oamenii iubesc diversitatea. Noi suntem foarte diferiți și combinațiile care se fac între noi sunt foarte diferite. Nu are niciun rost să vrem să urmăm același tipar. Și tocmai cred că aceste mici imperfecțiuni pe care le avem ne dau nota aceea unică. Exact, nu? Da. Și e vorba de unicitate. Până la urmă, da, asta este. Și asta e cel mai apreciat lucru. Fiecare om este o combinație unică de ingrediente, ca să-i zic așa. Și
lucrul ăsta îl face special, nu urmarea unui tipar, nu uniformizarea. Asta e ceva extrem de... Asta să știi că am descoperit-o și eu pe propria mea piele. Mi se părea că dacă am să fiu blondă, am să fiu mai atractivă și am încercat și alte nuanțe la păr, după care mi-am dat seama că așa cum m-a lăsat Dumnezeu pe pământ, e varianta cea mai bună a mea. Exact asta am pățit și eu la un moment dat când tot așa în adolescență și în anii care au urmat am experimentat, cred că, toate culorile de păr, pentru că e cea mai la îndemână schimbare pe care o poate face o femeie. Și până la urmă, după mulți ani în care m-am forțat cu un blond din acela foarte strident, am avut curajul și m-am vopsit în șatenul meu natural, închis, așa. Și m-am uitat în oglindă și am zis că, păi da, așa nu se cel mai bine până la urmă. Da, exact. Da. Sunt frumoasă așa cum sunt, nu? Naturală. Da. Și naturalul chiar e în trend. Da, întotdeauna. Natural nu se va demoda niciodată. Iar dacă vrei să-ți faci o schimbare, întotdeauna ar trebui să faci o schimbare cât mai aproape de natural. Nu știu, anumite retușuri, să le zic așa, nici de cum o schimbare foarte, foarte dramatică. Pentru că s-ar putea să nu-ți vină bine, s-ar putea să nu te mai recunoști, să nu te mai regăsești în persoana care ești. Și să se vadă că e ceva artificial. Exact, da. Iar artificialitatea nu cred că place nimănui. Categoric, nu ne placă. Place să simțim, să fie lucruri vii, autentice și despre asta este vorba, să ne asumăm ceea ce suntem. Bine că întotdeauna e loc de mai mult și de mai bine. Putem să începem această căutare, chiar dacă e una spirituală, chiar dacă e nu despre domeniul acesta despre care am vorbit noi astăzi, despre hăinuțe. Eu îmi doresc tare mult să venim în atelierul tău, Mădălina, și să te vedem la lucru, să luăm contact cu ideile tale așa pe viu, da? Îți dorim mult succes în activitatea ta și o să ne revedem cu altă ocazie când vreau să vorbim un pic despre creația ta, dar în ce privește partea literară. Sigur că da. Cu mare drag. Mulțumim și dumneavoastră, dragii mei, tot în speranța că ne-ați urmărit și astăzi. Sper că sfaturile Mădălinei v-au fost utile, mai ales pentru cei care sunt în căutarea stilului care să îi reprezinte. Sunt câteva principii de bază pe care, dacă le urmați, o să vă simțiți bine și o să simțiți că sunteți voi frumoși și încrezători în voi. Vă doresc toate cele bune până data viitoare!